Din 18 fântâni la care s-au luat analizele, au fost potabile numai două. Aveam fântâni care în dioptrii ne-au spus să le închidem, că nu se permite nici la animale de folosit așa. Problema la toți e aceeași, îmbolnăviri frecvente, copiii consumă apă care conține, chiar dacă este din fântâni arteziene, conține apă sărui foarte multe și adeseori la copii micuți putem întâlni calcare la rimichi. E o problemă foarte, foarte dureroasă. O calcare de apă, ducem la voară, să turnăm. Dar cum echipul este un centru de sănătate care are nevoie de apă, cel puțin pentru a lucra laboratorul? Eu așa cred că nu se duce discuția și cu lumea, ca ei să înțeleagă cât este de important conectarea la apă bună, de calitate. Rămâne problema de bază, de concept și de competență în cazul dat. Noi o considerăm deja competența statului de a aproviziona apă sau e a comunității locale totuși. Mai mult de 90% din apă nu corespunde cerințelor de azi. Asta înseamnă că, din punct de vedere chimic și microbiologic, ele nu corespund ca apă potabilă. Este adevărat că se mai întâmplă accidente la exploatarea zăcământului de petrol, se întâmplă scurgeri, fisuri în acele țevi, că asta e. Dar nu pot să spun că acele pete de deasupra influențează la apa de la 180 de metri adâncime.